Salut! Cum să îți faci o matriță pentru turnat proiectile din plumb? Cum să ajungi de la faza de proiect până la etapa de piesă finită în care poți turna plumb, de exemplu? Ei, în primul rând îți trebuie echipamente. În cazul în care vrei să îți faci propria matriță, să te gândești la o investiție undeva la 800-1000 de lei, adică ai nevoie în primul rând de materiale, mă refer la aluminiu sau bronz, nu știu bronzul în ce măsură funcționează, dar am văzut și matrițe făcute din bronz. Personal prefer aluminiul. În afară de materie primă, îți trebuie o mașină de găurit. Dacă e prima ta încercare, poți face o experiență, poți face cu mașină de găurit manuală, dar în momentul în care ajungi să perforezi acele găuri și ai ambele părți ale matriței, ajungi la partea de turnare, dacă ai cel mai mic decalaj între cele două plăci care se suprapun și practic sunt două semisfere la fiecare bilă care se suprapun, dacă ai cel mai mic decalaj, vei avea o bilă care o poți folosi, dar cu un ușor decalaj. Semisferele sunt puțin decalate. Asta așa se învață. Personal, acum mai bine de 5-6 ani am făcut prima dată matrițe. Modelul acesta de 55 de bile, practic sunt ciorchine de 3 și ciorchine de 2 bile, le-am făcut acum mai bine de 5 sau 6 ani și sunt de 9 mm. Ca și accesorii. Am fost întrebat pe net de ce ai nevoie. Păi, începând de la niște burghie pentru centrare. Cu asta începi. Pe lângă un calculator pe care să-ți faci partea de împărțire și proiectul în funcție de materialul pe care îl ai. Deci, partea asta a fost făcută pe calculator. Lipești matrița făcută pe calculator, unde ai împărțit la perfecțiune golurile și distanțele. Pentru ca cele două semisfere ale unei bile să se potrivească și pe o parte și pe alta. Iar după ce ai dat găurile pilot sau găurile de centrare cu niște burghie de 1,5 maxim 2 mm plus niște ulei pentru găurit, că aluminiu este destul de spurcat și se lipește de burghie. Și în momentul în care ai burghiul colmatat sau tăișul este plin de resturi de aluminiu, nu-ți mai taie. E posibil să arunci burghiul ăla că se încălzește, se încinge, dacă nu folosești ulei. Și în momentul în care ai reușit să dai toate găurile pilot de 1,5-2 mm, crești diametrul până la dimensiunea, aproape dimensiunea la care vrei să ajungi, cu câte 1,5-2 mm. Deci dacă vrei o bilă de 10 mm, încep cu 1,5-2 mm, 4, 6, 8,
9, deci practic 4 sau 5 dimensiuni. În felul acesta ai nevoie de un set de burghie care să fie special pentru aluminiu, uleiul de găurit, nu mă refer la un soare de pilă, ci este special ulei pentru mașinile de găurit. Și în final să ai un burghiu sau o freză special pentru aluminiu, poți găsi pe net, poți comanda doar pe anumite dimensiuni, o freză cu cap sferic sau circular, undeva la 150-200 de lei, depinde de dimensiune și depinde de ce ai nevoie tu, că nu sunt toate dimensiunile. Poți să îți faci o freză pe dimensiunea de care ai nevoie, sau mai sunt frezele cu carburi, care la fel se colmatează foarte ușor, mai ales dacă nu sunt modele care au fost concepute pentru aluminiu. Nu în ultimul rând, pentru o experiență să vezi cum se face, poți folosi orice mașină de găurit manuală cu recomandarea sau cu atenționarea că vei avea o experiență cum se lucrează cu aluminiu. Sunt șanse foarte mari ca semisferele să nu se potrivească, pentru că nu poți controla mașina de găurit din mână. Nu poți controla, de exemplu, unghiul și practic semisferele nu vor fi circulare, că vor avea un pic de decalaj pe diametru. Dar dacă vrei să ai o gaură cât de cât perfectă, îți trebuie o mașină de găurit cu colană. Și acolo, dacă e cele mai ieftine, undeva la 600-800 de lei, în momentul în care ești la magazin, poți verifica și în mod sigur au un pic de joc. Partea de mandrină, unde prinzi burghiele, iar una care este mai stabilă și are precizie, începe undeva de la 1500-2000 de lei și poți să ai micul tău atelier. Sper să îți fi fost utile explicațiile acestea. Îți urez succes în a experimenta. Este o senzație și o plăcere să vezi că iese ceva din mâinile tale, așa că recomand oricui să experimenteze, să încerce să facă, începând de la prăștii, chiar și matrițe. Practic așa învățăm fiecare. Și eu personal am o plasă de resturi de aluminiu care, dacă le pot topi undeva, pot face mai multe prăștii turnate din aluminiu. Iar pentru cei care își fac probleme că aluminiul, indiferent că ai o grosime de 5 mm, cum este placa asta, modelul acesta de 55 de găuri, plumbul are un punct de topire de 327 de grade, dacă nu mă înșel, iar aluminiul are punctul de topire sau gradul de topire la 660 de grade. În momentul în care plumbul ajunge în matriță, se întărește relativ repede, pentru că aluminiul preia din căldură și transmite căldura foarte ușor. În mod sigur nu se va topi matrița, la fel ca în alte domenii în care activez,
am întâlnit și întrebarea asta ciudată, dacă aluminiul nu se topește, matrița din aluminiu nu se topește în cazul în care torni plumb sau folosești timp mai îndelungat. Personal, mai răcesc matrița în apă pentru că nu-mi place să fie foarte fierbinte, să o pot manevra cu mâna, dar fiecare cu propriile idei, iar la partea de execuție turnat plumb, îți pot garanta că nu se topește matrița. Mult succes și o experiență plăcută în proiectul tău. Ne vedem în episodul următor.